Aceștia sunt oamenii Baju, iar pentru a putea să-și procure hrana, trebuie să-și spargă intenționat timpanele. Singurul loc în care trăiesc de peste 1000 de ani este pe apă, în locuri precum Filipine, Malaezia și Indonezia. Singurul mod de a-și procura hrana este sub apă, iar acolo ei trebuie să vâneze pește la o adâncime de peste 60 de metri. Trebuie să-și țină respirația până la 13 minute, iar dacă vă întrebați cum se întâmplă acest lucru, aflați că splina lor este cu 50% mai mare decât splina unui om normal. Splina practic trimite mai mult oxigen către sânge, astfel ei îți pot ține respirația. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să apeși pe plus aici pentru a vedea noi videouri interesante.